Salut și bine ați venit la Doar de Lectură. Astăzi vom continua preseria Turnul Întunecat cu discuția despre cartea lui Stephen King, Insomnia. Am aici carte de la editura New English Library, care are undeva la 700 și vreo 60 de pagini. Cartea are în centru pe Ralph, care este o persoană în vârstă, un pensionat, ca să zic așa, și el, după ce a avut o viață lungă și fericită cu soția sa, Caroline, aceasta este măcinată de o boală devastatoare, de cancer, și în cele din urmă moare. El trebuie să se împace cu durerea și să treacă mai departe, dar lucruri ciudate încep să se întâmple în momentul în care asistă la un accident a unui cunoscut de-a său, o persoană de altfel foarte calmă, care nu îl auzise niciodată fiind rău sau violent sau așa mai departe el, și care în momentul accidentului era într-o camionetă, intră într-o dubiță care căra niște butoane. Și în jurul și portându-se foarte obțin, acuză pe respectivul că carambutoaie copiii morți. În cele din urmă se verifică, vine și poliția, butoaia nu era decât îngrășăminte, dar respectivul se pare că sufera de un fel de cădere nervoasă și așa mai departe. Ulterior, respectivul Ed mai are și o altă ieșire în care își bate soția și copilul și aceștia ajung undeva la magazinul Universal unde se afla și Ralph, și acesta se hotărăște să-l confrunte pe respectivul Ed și să-l acuze, vine poliția, cele din urmă Helen se mută de acolo și pentru a înceta să mai fie victima lui Ed și a violențelor carice, care se pare că se tot repetau parcursul mai multor ani. Cam aceasta se poate spune despre începutul cărții. Problema lui Ralph începe să se acutizeze, care acesta ușor începe să sufere de insomnie. De aici și titlul cărții. Deoarece din zi în zi începe să doarmă mai puțin și mai puțin și mai puțin. Și dacă problema nu era aceea de a se duca, ci problema era că se trezea din ce în ce mai devreme. Dacă la început se trezea undeva la 6, după aia la 5, 4 și în cele din urmă ajunsese să se doarmă undeva la 2 ore pe noapte. Problema era, a devenit în momentul în care, odată cu aceste ore pe care le pierdea, începea să vadă lucruri ciudate și începe la un moment dat să vadă aura celor din jur care îi înconjoară. La un moment dat începe să vadă chiar niște doctori chei și ciudați, cum le zice, bald doctor, și anume care el începe să-i perceapă ieșind din casele oamenilor, de unde apar decese curioase. La un moment dat chiar vede, asistă la așa ceva în cursul unei nopți și sună la poliție, susținând că doi oameni au ieșit din casa unei vecine de seară, că în momentul în care sosește poliția, o găsește și pe aceasta și pe servitoarea acesteia, moarte ambele, și, mă rog, lucrurile încep să evolueze. Cel mai mult evoluează în momentul în care apare un al treilea doctor, și acesta fiind mult mai mic de statură și o persoană răutăcioasă, care se pare că este pus pe rele, și în cele din urmă aflăm că acesta este cumva obligat și legat de o creatură dintr-un alt univers să ucide pe cineva. Și pe cine este respectiva creatură? Nimeni altul decât Regele Purpuriu, exact, care este antagonistul nostru principal din seria Turnul Întunecat. Deoarece, după cum poate vă mai aduceți aminte că am discutat și în Hurt în Atlantis, Crimson King, Regele Purpuriu, este principal antagonist, însă și răul în persoană, care se pare că are anumite planuri cu unul din personajele acestei cărți, deoarece dorește să-l ucidă. Și la cine apelează asta? Unul din cei trei doctori și la Ed Depenov, care se pare că ambii devin unealta acestui Rege Purpuriu pentru a-și atinge scopurile mărșale. De ce dorește moartea respectivei persoane? Cine e respectiva persoană? Puteți afla doar citind cartea și mai ales cum încearcă să obțină acest lucru. Pe fundalul acestei povești mai avem o subpoveste care cele din urmă are o importanță destul de mare în dezvoltământul acestei cărți, și anume
faptul că exista o anumită mișcare feministă ce încerca să dea dreptul femeilor să aleagă dacă să păstreze o nu copii, cu alte cuvinte, povestea și problema avorturilor. Pentru că se pare că mulți oameni din respectiv oraș Daily Mail, unde se mai întâmplă de altfel și alte povestiri, dacă vă aduceți aminte de It, orașul mântuit, dacă nu găsiți o recenzie de mea. De asemenea, mai avem o poveste dintr-o carte de-a lui și anume din Dreamcatcher, se întâmplă tot aici. Și cum spuneam, în acest oraș, lumea împarte în două, cei care susțin avortul și cei care consideră avortul a fi crimă. Mă rog, problema e un pic mai delicată și normal, de aceea aș ales o stimă închid să o discute, deoarece, indiferent cum privești problema, întotdeauna vei găsi argumente pro și contra, chiar dacă ești de partea unuia sau altă, ori chiar dacă încerci să fii undeva la mijloc, totdeauna vor fi, fiecare va avea argumentele lui bine construite. Și King le prezintă destul de bine aici, și de o parte și de alta, și confruntarea dintre cele două tabere, la un moment dat, va deveni destul de violentă și sângeroasă și e bine de observat unde duce. Cartea are o destul de mare importanță, deoarece până lângă faptul că apare Regele Purpuriu, mai apare încă un personaj care este destul de puțin dezvoltat și ne se dă așa doar unul, două indicii despre cine este și ce va face, dar respectivul personaj va avea o influență destul de mare în seria Turnul Întunecat. Va trebui să citiți ca să aflați despre cine e vorba și ce influență va avea, veți afla doar dacă citiți seria Turnul Întunecat. Asta fiind spuse, am să-i dau cărții nota 8 din 10, principal deoarece prima, hai să zic, jumătate de carte evoluează destul de încet, cu toate că asta e un lucru specific la Stephen King, dar totuși aici mi s-a părea că prea încet evoluează lucrurile până ajungem la punctele interesante în care acțiunea începe să crească și ajunge la punctul culminant, care e undeva pe la 3 sferturi și ceva din carte. Până în sfârșit, cartea se citește singură și o vedem cum dorim să aflăm imediat ce se întâmplă și dăm pagină după pagină. Până atunci, prima jumătate e destul de înceată, se mișcă cu viteza Mercurii și asta e. Pentru acest motiv, nota pentru insomnie este 8 din 10. Săptămâna viitoare vom face încă un unboxing, deoarece am comandat niște cărți și am dorit să-mi cumpăr cărți și cumpărându-le la obținut. Am aici coletul care, tot cum bine vedeți, e sigilat, nu l-am deschis încă și nu o să-l deschid până data viitoare, că vom face împreună unboxing. Asta fiind spuse, vă doresc lectura plăcută, o zi bună, la revedere și nu uitați să deveniți dornici de lectură.